Salut! Astăzi o să vorbim despre un subiect mai de sezon, mai exact de ce nu avem căldură în mașină, chiar dacă motorul este cald. În acest clip o să discutăm 5 motive pentru care nu avem căldură în mașină. L-am clasificat pur și simplu după cât de scumpă este remedierea problemei, începând cu cea mai puțin costisitoare operațiune și terminând cu cea mai scumpă și mai complexă operațiune de remediere a problemei. De asemenea, pentru fiecare problemă în parte, o să vă las un link în descriere și o să vă las pe ecran și secvențe, deoarece am rezolvat aproape toate aceste probleme la mașinile mele și ale prietenilor, am făcut diverse tutoriale, așa că ar fi bine să vedeți și practic cum se poate rezolva problema, chiar dacă nu o rezolvați voi, măcar să știți despre ce este vorba. În continuare, haideți să trecem la treabă și să începem cu cea mai puțin costisitoare operațiune, mai exact schimbul de antigel. Lichidul de răcire este un amestec format din apă distilată și antigel concentrat în raport de 50-50 de cele mai multe ori. Și dacă îl neglijăm, nu îl schimbăm de-a lungul timpului, adică mulți ani, să spunem peste 10 ani, fiindcă de cele mai multe ori așa se întâmplă, nu se prea schimbă nimic în mașină în afară de uleiul de motor. Dacă îl neglijăm, acesta, pe lângă faptul că devine coroziv în timp și începe să atace părțile din motor, mai ales părțile din aluminiu, radiatoare, bloc motor, chiuvasă, dacă este cazul și așa mai departe, pur și simplu scade și capacitatea de transfer termic al acestui lichid. Și în consecință o să avem mai puțină căldură în mașină, chiar dacă o dăm la maxim. Acum, ideea este că nu o să fie rece în mașină, dar nu o să mai sufle așa cald. Așa că, cel mai ieftin, puteți schimba antigelul. Vă las și un link în descriere. Am făcut această operațiune de mai multe ori și la simbolul meu și la alte mașini, inclusiv la Honda. Puteți alege din mai multe clipuri și merită cu siguranță să faceți această operațiune. Al doilea motiv pentru care nu avem căldură în mașină, mai ales în timpul mersului, la viteză de croazieră, este termostatul, care este blocat pe deschis. Ne putem da seama foarte ușor de acest fapt, dacă termostatul este blocat pe deschis, pur și simplu atunci când mergem cu viteză mai mare, la sarcină redusă, să spunem 100 de km pe oră, drumul este drept, o să observăm că acul de la temperatură scade destul de mult. Asta înseamnă că termostatul este blocat pe deschis și tot lichidul de răcire trece și prin radiator. Iar fluxul de aer fiind foarte mare, aerul fiind și rece, mai ales că este și frig afară, se răcește foarte, foarte rapid antigelul, lichidul de răcire. Și astfel, evident, motorul nu o să mai funcționeze în parametri, pur și simplu o să consume și mai mult, fiindcă calculatorul crede că motorul nu a ajuns la temperatura de funcționare și încă încearcă să meargă cu șocul tras, cum s-ar spune, cu șocul electronic, practic. O să-i dea mai mult carburant. Dar, fiindcă lichidul de răcire la temperatură mică, evident, nici noi nu o să avem căldură în mașină. Foarte simplu, cum am spus, vă uitați la acul de la temperatură. Dacă în mers stă destul de jos, nu urcă la temperatura optimă, undeva între 80 și 100 de grade, atunci merită un schimb de termostat, fiindcă nu este foarte scump. Această mică diagnoză pentru vedea dacă termostatul este blocat pe deschis, cum am spus, o faceți la drum lung dacă mergeți cu viteză mare. În trafic sau când stați pe loc, din cauza faptului că nu avem flux de aer puternic din partea din față, evident, lichidul de răcire nu se va răcea atât de bine și temperatura cel mai probabil o să stea undeva la 80-90 de grade și totul va părea în regulă. Și atunci, evident, o să aveți și căldură în mașină. Un lucru foarte interesant aici, care merită menționat, la majoritatea mașinilor din grupul VAG, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat și așa mai departe, atunci când motorul atinge temperatura optimă de funcționare, acul de la temperatură stă perfect pe 90 de grade și nu se mișcă deloc. Se mișcă doar dacă trece de 105-110 sau coboară undeva sub 75 de grade. Acul de temperatură este controlat electronic direct din modulul de confort, așa că pentru a nu speria posesorul, indiferent dacă motorul are temperatura între 75-105-110 grade, va sta perfect pe 90. Dacă apar ceva probleme, cum am spus, termostat blocat pe deschis, scade, începe să scadă acul, coboară și dacă din nou se supraîncălzește motorul, o să se ridice temperatura acului, o să meargă spre
dreapta sau să se ridice, depinde cum este cadranul în bord. Al treilea motiv pentru care nu avem căldură în mașină este radiatorul de încălzire habitaclu sau caloriferul, cum se mai spune popular. Este o piesă destul de ieftină, dar manopera de cele mai multe ori este foarte scumpă, deoarece trebuie demontat bordul, așa cum am făcut și eu la simbolul meu acum câteva luni, nu din cauza faptului că nu aveam căldură, fiindcă venea vara, pur și simplu s-a spart și cam făcea baltă de antigel în mașină. Așa că pentru a verifica foarte rapid acest fapt, verificați dacă nivelul de antigel din vasul de expansiune tot scade, dar nu vedeți să fie vreo scurgere, motorul nu arde antigel, verificați în mașină la picioarele șoferului și ale pasagerului și dacă este ud, cel mai probabil este spart caloriferul. De asemenea, dacă nu este spart, se poate colmata de-a lungul timpului și se poate curăța, să spunem, facem o spălare inversă, un reverse flush, cum se mai spune. Putem să conectăm radiatorul de încălzire habitaclu cu un furtun de grădină, de exemplu, și turul îl conectăm la retur și invers. Și astfel putem să spălăm cumva eficient caloriferul. Dar de cele mai multe ori nu prea funcționează această metodă sau funcționează doar temporar. Așa că cea mai simplă și mai eficientă metodă este să schimbăm acest radiator de încălzire habitaclu. Al patrulea motiv pentru care nu avem căldură în mașină este instalația de climatizare sau chiar aerotermă în sine. Dar atunci când vine vorba de aerotermă, dacă pur și simplu încercăm să o dăm pe o treaptă mai mare, aceasta nu mai suflă deloc sau nici pe nicio treaptă nu mai suflă deloc de altfel, atunci clar nu o să ai nici căldură, fiindcă nu are cine să-ți sufle prin calorifer și să ai căldură în mașină. De cele mai multe ori, pe lângă faptul că trebuie să cumperi o aerotermă nouă care de cele mai multe ori nu este ieftină, trebuie să demontezi și bordul. Acum să vorbim puțin despre instalațiile de climatizare. Ce vreau să spun mai exact prin instalație de climatizare? Mașinile mai noi, care au sistem de climatizare unde poți seta tu o anumită temperatură pentru a ți-o menține în mașină, chiar dacă are dublu climatronic, triplu climatronic și așa mai departe, avem un sistem de dirijare aerului prin mașină și de asemenea caloriferul din interiorul habitaclului este controlat electronic, deschiderea acestuia. Ce vreau să spun exact prin asta? Vă dau din nou exemplu simbolul meu, fiind o mașină mai veche. Indiferent dacă dau căldura la maxim sau dau căldura pe zero, antigelul circulă prin calorifer. La Honda, de exemplu, la Honda mea fiind o mașină ceva mai nouă, avem un sistem de gestionare electronică a radiatorului din mașină. Atunci când dau căldura mai tare, se deschide caloriferul, are o clapetă care permite antigelului să circule prin calorifer și atunci când dau căldura pe minim, pe 16 grade sau 15 grade, nu știu exact cât e minimul, atunci se închide complet caloriferul și antigelul nu mai circulă direct prin radiatorul de încălzire. Dacă aceste clapete care închid sau deschid caloriferul nu mai funcționează bine sau clapetele care dirigează fluxul de aer prin bord nu mai funcționează bine, de cele mai multe ori trebuie din nou să demontăm bordul și să schimbăm aceste servomotoare, care evident nu sunt ieftine și de cele mai multe ori se găsesc și greu. La mașinile clasice, cum am spus, la Symbol de exemplu, sau la Logan, sau la mașini ceva mai vechi, pur și simplu există riscul să sară șufele care dirigează aceste clapete. Clapetele nefiind electronice sunt controlate cu niște cabluri. Dacă sar șufele sau se spargă clapetele, din nou trebuie să demontăm bordul și să vedem ce s-a întâmplat. Dar costul evident va fi mult mai mic decât în cazul unei instalații climatronice, unde putem seta noi temperatura pe care să o mențină mașina în habitaclu. Motivul cu numărul 5, care este și ultimul motiv pentru care nu avem căldură în mașină, este unul destul de costisitor, mai exact, cărnitura de chiulasă este arsă sau avem probleme cu termoflotul, într-un caz mai fericit. Să începem cu acest caz mai fericit, cu termoflotul, care este practic un răcitor de ulei. Este asigură transferul termic între antigel și ulei. Dacă se sparg pasajele de ulei și antigel în termoflot, se va amesteca uleiul cu antigelul și evident va apărea acea spumă în antigel, va apărea antigel în ulei și vor apărea probleme. Pe lângă faptul că motorul este posibil să nu mai funcționeze deloc în parametri și trebuie urgent să rezolvăm problema, fiindcă nu mai are ungere bună și evident nici răcire bună, nu o să mai avem nici căldură în mașină, deoarece acea pastă care se formează nu prea asigură un transfer termic foarte bun și există riscul să și blocheze radiatorul de încălzire din habitaclu.
cu garnitura de chiuloasă nu am avut niciodată vreo problemă, deci nu am făcut un tutorial cu schimbarea acesteia, dar la facultate acum lucrez cu un motor de motocicletă, Honda CBR600. Ați văzut că mai postez clipuri cu aceasta și în curând o să vină un clip și cu montarea chiuloasei și evident a garniturii de chiuloasă. Treaba este foarte simplă. Din nou, dacă se fisurează garnitura, o să se amestece uleiul cu antigelul sau antigelul o să fie ars. Oricum, pentru mai multe detalii despre problemele tipice ale garniturii de chiuloasă, am făcut un clip foarte detaliat despre aceasta, vă las link-ul și în descriere. Și dacă apar astfel de probleme, sunt șanse mari să nu mai avem căldură în mașină. În concluzie, dacă a venit frigul și nu aveți căldură în mașină, puteți verifica exact și cu siguranță veți depista problema. La final, dacă aveți întrebări sau sugestii, lăsați-le în comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și să mă urmăriți și pe Instagram. Drumuri bune!